Tragedie cu semne de întrebare și acuzații grave. O fată în vârstă de 15 ani din Focșani a murit după ce medicii au pus 3 diagnostice în 4 zile. Familia este hotărâtă să depună plângere la poliție și la Colegiul Medicilor pentru a afla de ce a murit copilul lor și mai ales dacă putea fi salvat. Bianca Mihaela avea doar 15 ani și o viață înainte. Din senin i s-a făcut rău la școală, a acuzat dureri îngrozitoare de cap și stări de vomă și a sunat mama plângând să o ducă la doctor. Au ajuns împreună la Spitalul Sfântul Pantelimon din Focșani. Medicul de gardă i-ar fi pus diagnosticul de cefalee și hipocalcemie, i-a dat o rețetă și a trimis-o acasă. Are un început de viroză, exact așa s-a exprimat. Pentru prima vizită, cred că nu-i normal pe ce bază pui un diagnostic, măcar o analiză, a spus mama tinerei. Să trimiți un pacient acasă în loc să-l internezi, să-i faci niște investigații, îl iei și îl trimiți acasă că se preface, a transmis unchiul fetei. Alina Cosma de la Spitalul Județean Focșani a declarat: după ce a fost consultată de medicul de gardă, diagnosticul a fost de cefalee și hipocalcemie. Pentru că nu prezenta alte semne clinice care să ridice semne de întrebare, fata a plecat acasă cu o rețetă cu antialgice și suplimente de calciu. Însă, de la o zi la alta, tânăra din Focșani s-a simțit tot mai rău. Familia a chemat ambulanța acasă, medicul i-a administrat un calmant, iar după câteva ore, adolescenta și-a mai revenit. N-a vrut să meargă din nou la spital. A doua zi, duminică, n-a avut însă încotro. Avea dureri insuportabile. Diagnosticul la internare dat de medicul de gardă a fost de anemie clinică și tulburări de coagulare în observație. În urma investigațiilor medicale a reieșit o trombocitoză severă, iar medicul a bănuit un debut brusc de leucemie sau de o boală hematologică. În cele din urmă, medicii au decis transferul la Spitalul de Copii din Iași. Aici s-au făcut alte analize și investigații. A fost compensată anemia și, sigur, deficitul trombocitar. Acesta este și diagnosticul de anemie severă și trombocitopenie, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii din Iași. Mama tinerei a povestit că a intrat la reanimare și s-a agravat, a făcut o criză și nu își mai găsea locul, iar apoi voia să vorbească cu mama ei, dar se bâlbâia. A primit transfuzii de sânge, însă inima i-a cedat. A intrat în stop cardiorespirator și s-a stins din viață în brațele mamei. Familia este hotărâtă să depună plângeri la poliție și la Colegiul Medicilor. Unchiul fetei spune să plătească fiecare, iar bunica adolescentei: în ziua de azi mori cu bani în buzunare, nu se mai uită doctorii la tine. La necropsie s-a descoperit că fata a murit în urma unui stop cardiorespirator, enterocolită hemoragică, trombocitopenie, dar și în urma infecției cu coronavirus. Fata însă nu avea niciun test COVID, relatează USD24.ro.